ziua! Mă ajutați, vă rog, să arunc astea. De fapt, m-aș simți mai bine dacă le-ați aruncat dumneavoastră. Lasă-mă în pace, jegosule. Sunt fotografiile mele. Asta e totul aici. De fapt, nu sunt neapărat ale mele. Să zicem că au legătură cu mine. Așa să zicem. Cine sunt eu? Mă rog, puteți să verificați. Uitați acolo, în pungi. Eu n-am avut curaj să o fac. Știți să păstrați un secret? O să vă spun un secret. Eu nu exist. Secrete de familie. Episodul 1. Eu nu exist. Mai știi ceva de Paul? E o rușine pentru familia noastră. Să nu-i mai pronunț numele de față cu mine. Eu știu că e un subiect despre care nu vreți să vorbiți. Este. Da, dar totuși, eu l-am văzut pe Paul pe centru și i-am dat ceva de mâncare. Te-a văzut careva? Nu. Data viitoare, să stai în banca ta, nu trebuie să te amesteci în lucruri de oameni mari. Dacă te vede careva, vrei să intru în pământ de rușine? Eu mă gândeam că poate luăm pe Paul să lucreze la noi pe vară. E casa mare, livada, grădina, grajdurile. Ne trebuie mână de lucru. Și? Dacă îl vede careva? Dacă îl vede careva prin curte, ce le spun oamenilor? Nu se vede nimic. Copil din flori. Ăla pe care nu-l vrea nici dracu. Eu. Mama. Ia că acum am dat jos din autocar. Greu. Sunt în Spania de 10 ani. Familia mea e acum acolo. Soț, copii, am două fete. Mari deja, una face 18, alta are 16. Ai mâncat la mama să le mănânce, că mor de dragul lor. Dar mai vin așa din când în când în România, că uite, mămica și tăticu sunt aici, sunt bătrân și mâine, păi, mine închide ochii și eu tot departe de casă. Paul? A, da, Cicu el. Nu le-am spus fetelor că au frate. E mult mai mare decât ele. Păi dacă eu fac anul ăsta 56, înseamnă că el are acum 40. Nici eu nu mai știu nimic de el. Bine, am vrut să nu mai știu. Păi ce, eram mucoasă când a rămas cu el, 79. 1979, erau vremuri atunci. Bine, și acum e greu, că uite, muncesc acolo, departe de casă, dar și atunci... Ce să faci? O copilă cu un copil. Nu m-am mai dus la școală. Ultima lună de sarcină m-a dus mama într-un sat pe acolo, pe lângă noi. Și acolo am stat și acolo am și născut. Mămica m-a moșit, eu urlam, ea stătea la fundul meu să prindă copilul, a ieșit copilul, a luat copilul, s-a dus cu el, nu m-a lăsat nici să-l văd, nici nu mi-a zis unde-l duce, nimic. Asta nu s-a întâmplat niciodată, mi-a zis. Nu o să vorbești niciodată despre asta. Mămica, adică bunica. Nu aveți voie să spuneți numele ăsta la mine în casă. Până închid ochii, unul să nu mai spună numele ăsta. Cel care nu trebuia să fie nu a fost... niciodată aici. Ce? L-ai văzut tu cu ochii tăi? Spune! L-ai văzut ca să aduci vorba de el? Nu l-ai văzut. N-ai treabă tu. Să nu te audă vreun vecin sau vreo rubedenie cu el, că nu mai e ce căuta la mine în casă. Tăticu, adică bunicu. Că femeia a zis așa. Am zis ca ea. Ce era să fac? Eu întreb urmuiere și nu mă bag. Fata a greșit. A greșit în fața lui Dumnezeu, că era necurunată. Dar noi nu greșim? Am întrebat femeia. Cum ea n-a zis nimic? Mi-am văzut de ale mele. Nu mi-a spus ce are de gând, ce... nimic. Știu doar că într-o zi a plecat cu fata cu burta mare, nu știu unde s-ar fi dus, și când s-au întors nu mai era nimic. Director orfelinat. Acum nici nu mai știu. A fost de mult. A venit într-o zi cu bebeluș, mic, nu născut. Nici nu spălase. Mi-a fost milă de el. Cum a ieșit din mânsă, acum l-am velit în niște cârpe și mi l-a adus mie. Bine, vorbisem înainte, adică știam despre ce e vorba. Pe vremea era greu, nu găseam una, nu găseam alaltă. Aveam și o copii acasă, nu era de acolo, cum să-ți refuz? Era și o sumă frumușică de bani, plus în fiecare lună, lapte, ouă, carne. M-am gândit și eu la copiii mei, la familia mea. Nu?
Și până la mea ce mare lucru. Spitalele erau pline de copii abandonați. Și era treaba mea să spună unde e copil. L-am luat, i-am dat un bibelon cu lapte că era mort de foame și asta a fost. Ai văzut că fata? Doamne, dar copilul unde-o fi? S-o fi născut mort. N-ai bani. Ei, nu cred. Ce rușine. Da, și fata. Hai. Cum și-a putut face familia de rezurgilor? Mare păcat, doamne, nu era cumnată, nu nimic. Și-au auzit că nu știe cine-i tatăl. Matracă. Eu am scăcut acela, s-a dat felinat, imediat ce-a făcut. Cum ferească, doamne? Mă fete așa și mi-a spălat, nu sunt pe el. După 2 ani s-a dus după el că începuse să vorbească vecinii. Fiecare duminică popa parcă special făcea și termina predica cu să ne rugăm pentru copiii care nu au mamă, nu au tată, care familia nu vrea să știe de ei, să ne rugăm pentru ei și lui nevastă mea nu-i pica bine. Într-o zi s-a umplut de spume și a zis că nu mai calcă pe la biserică și n-a mai călcat. Iar a doua zi s-a întors cu copilul acasă. Dar vezi unde el atâta timp crescuse fără iubire, fără atenție, fără mângâiere, era acu ca un animal. Și ea a zis că trebuie să-l legăm și l-am legat. Nici nu voia să înceapă să mișune prin curte. Că... Adică îl îmbrăca ea o dată pe săptămână frumos, de obicei duminică, când trecea oameni de la biserică, să-l vadă pe acolo. După care iar îl ținea închis. Era sălbatic. La 8 ani a fugit de acasă și de atunci a tot stat pe stradă. Eu îl mai căutam fără știrea nevestei mii, că știam pe unde se acioase. Oceam pe la el și mai dădeam bani sau de mâncare, mai duceam iarna un plovăr. Mi-era milă de el. Deci când îl găseam cu nasul în pungă de aia, mi-era așa, nu știu, adică, nu știu cum... Mă mai apuca iarna când erau friguri de-alea mari. Oare ce-o face, Paul? O mai trăi? Și nevastă-mea imediat sărea. Să nu-i mai pronunț numele, că mă dă afară, că... Făceam ca ea, ce să zic. Cet încet oamenii au uitat. Nici popa la biserică nu mai ia nimic. Părea așa că... Nimeni nu știe nimic de el. Dar uite, na, a venit norul meu asta mică și a început să-și bage nasul prin fotografii. Prin acte. Și a dat de certificatul lui de naștere și... A început să întrebe. Cine e Paul? Nimeni! Vezi de treaba ta, nu-i nimeni. Sunt nimeni. Pe mine m-au ținut secret. Un secret greu de dus. A venit după mine fata asta, nu știu ce-mi vine. Un fel de verișoară, poate. Că au murit ăia bătrâni și dacă vreau să mă uit în poze, acte, poate mă interesează ceva. De-aia zic, aruncați dumneavoastră saci ăștia când plecați. Saci ăștia de hârtii. Nu sale mele. Ați ascultat Secrete de familie. Episodul 1, Eu nu exist. Au interpretat Adrian Angel, Cristina Toma, Carmen Florescu, Virgil Aioanei, Rolando Matsangos, Carmen Lopăzan, Robert Bălan. Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fall. Visuals Liliana Basarab, regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.